Bună ziua! Ca în fiecare an ne întâlnim la Mobile World Congress cu președintele Autorității de Reglementare din România, cu domnul Cătălin Marinescu, care ne povestește despre impresiile dumnealui și despre direcțiile care se dau în zona de reglementare la nivel european. Bună ziua, domnule Marinescu! Ce ne puteți spune nou anul acesta și despre conferința de reglementare, dar și despre ce ați văzut în târgul de la Barcelona? A fost o ediție interesantă și ce aș putea acum, dacă aș putea să concluzionez, cred că a fost un pic despre viteză. Fie că vorbim despre viteza de implementare și în conferința ministerială au fost personalități, fie că șef de operatori mari, de exemplu, a fost director general de la AT&T, fie că au fost comisarul european, președintele autorității din Statele Unite. Și toți au subliniat faptul că numai că practic tehnologiile se schimbă foarte repede, dar a devenit foarte important viteza cu care se implementează noile tehnologii. Asta va aduce un, să spunem, o valoare adăugată. Aici v-aș întrerupe, nu există riscul unui digital divide, unui gap între țările mai bogate care pot să facă lucrul ăsta și cele mai sărace care rămân din ce în ce mai mult în urmă? Eu cred că nu are legătură cu cât ce potențial economic are fiecare țară și aș da chiar exemplul României. România implementând oarecum mai târziu decât alte țări rețele, eu știu, 3G, deja a implementat rețele de calitate mai bună, a avut o acoperire mai bună pentru că și echipamentele, tehnologia a evoluat în perioada aceasta. Deci nu cred că asta are legătură cu potențialul țării respective, ci practic are mai mult legătură cu evoluția tehnologică și să știți că una dintre problemele subliniate, care pare foarte complicată, nu este implementarea lui 4G, ci cum coexistă 2G cu 3G și 4G și ce măsuri vor trebui să iau operatorii ca să facă trecerea de la un pas tehnologic, de la un nivel tehnologic la altul, astfel încât utilizatorul să nu simtă. Foarte puțină lume știe că 2G în România reprezintă mai mult de jumătate din numărul utilizatorilor, deci nu e o istorie. Eu cred că în foarte multe țări se întâmplă lucrul acesta, deci nu cred că România este un caz singular. Nu știu, dădea Nelly Cruz câteva statistici vis-a-vis de Europa și înțeleg că mai mult de 25% intră cel mult o dată pe lună pe internet și aproape jumătate își opresc datele când se duc în roaming. Chestia cu, cred că cel mai mult, deci s-a discutat despre ce se întâmplă până în 2020, deci pe un termen foarte scurt. Interesant, pentru că în anii trecuți, de exemplu, se vorbea de un orizont mult mai larg. Acum, faptul că evoluția tehnologică este foarte rapidă, nu dă posibilitatea de predicții pe un termen mai lung. Și cred că cel mai clar a caracterizat ce ar trebui să se întâmple până în 2020, directorul general de la AT&T, Randall Stephenson. El a spus că telefonia sau serviciul pe care ei îl furnizează va trebui să fie global, adică să nu mă intereseze, cum acum am dat el exemplu, când mă urc în avion la New York și cobor la Los Angeles, nu mă gândesc că dacă sunt sau nu sunt în roaming sau cât voi plăti. Lucrul ăsta vreau să fac când mă urc la New York și cobor la Rio de Janeiro. Deci globalizarea este ceva ce se va întâmpla. Este identic dacă facem o paralelă cu Europa, ce se dorește cu reducerea sau eliminarea tarifelor de roaming în interiorul Uniunii Europene. Al doua, deci avem, trebuie să fie global, trebuie să fie mobil. Toți ne dorim mobilitate. Mobilitate pentru orice. Cea de-a treia este ultra high speed. Deci vrem mobilitate, dar cu viteze foarte, foarte, foarte mari. Cea de-a patra este faptul că totul va trebui să fie virtual. Deci, și cu aceste lucruri implementate, practic, spunea el că este exact ce se cere, ce crede el că se va cere și cum va fi serviciul la nivelul anului 2020.
Sunt niște provocări majore, mai ales că numai departe de ieri comisarul Kroes spunea într-o conferință de presă la care am participat că deja s-a făcut o alianță între marii operatori de infrastructură, Ericsson, Alcatel, Lucent, NSN și Comisia Europeană, și dorește Comisia ca această alianță globală să se lupte împotriva acelui caz de spionaj, să zicem, venit dinspre America, dar ideea este ca Europa să redevină lider în fața Americii pe 5G. Deci e un semnal foarte interesant și politic, să sperăm, și tehnologic. La sesiunea la care a participat Nelly Kroes, unde am fost eu, deci nu la conferința de presă, ea a promovat piața unică, dar din altă perspectivă decât a spus-o până acum. A spus-o că, practic, orice cetățean al Uniunii Europene ar trebui să aibă acces la orice aplicație, deci nu să mai întâlnim cazuri în care se spune că din România nu poți să plătești, eu știu, un bilet la un concert de pe un card din România, sau nu ai acces în România, nu ai acces la anumite aplicații. Și am dat exemplul României, dar sunt, cu siguranță, există astfel de cazuri pentru foarte multe țări din Uniunea Europeană. O piață unică înseamnă ca orice cetățean european să aibă acces la orice aplicație, pentru că asta aduce valoare adăugată și asta aduce, cum să spun, consistență și te ajută să știi cum acționezi, pentru că altfel există mobilitatea cetățenilor europeni, te trezești că într-o țară ai acces la ceva, în altă țară n-ai acces la același lucru și nu este în regulă. Aș vrea să subliniez, astăzi am fost în sesiunea de dimineață și ministrul francez al tehnologiei, cred că se numește, ea a avut o poziție foarte radicală în ceea ce a spus și chiar spunea că a avut întâlniri cu câțiva miniștri din alte state, 6-7 state, de exemplu și Germania, de exemplu, cu care a discutat, eu știu, promovarea intereselor Europei. Se refera la un cloud european, se refera la punerea pe picior de egalitate a marilor companii americane cu micile companii din Europa, cu startup-urile din Europa. Deci a avut chiar o poziție foarte, foarte radicală pe această temă, la modul cum s-ar putea finanța din venture capitals din Europa, investițiile în Europa și așa mai departe. Deci, dintr-o perspectivă, cerea cumva o politică industrială pentru Europa. Deci a apărut cumva o tendință de protecționism, lumea a fost împărțită din auditoriu, deci au fost neapărat că erau și americani, adică erau europeni și din alte părți ale lumii. Nu asta a fost criteriul, dar lumea a fost împărțită pentru că a apărut o poziție radicală, dar fără soluții concrete, ce să spun. Eternul meci Europa, Statele Unite, ca să spunem mai bine zis, nu America, și bineînțeles cei care câștigă sunt asiatici până la urmă. Cum vedeți totuși acest soi de blocaj, să spunem, sau nepermisiunea unor aplicații americane pe piața europeană? Deci noi nu putem, știm foarte bine, câteodată comanda la Amazon, la tot felul de servicii de genul acesta. Comisarul European a subliniat lucrul acesta, că ar trebui, practic, cetățenii europeni să aibă acces la orice aplicație, la orice serviciu, practic, și cred că este sarcina Comisiei Europene să promoveze interesele cetățenilor. Înțeleg că există discuții, chiar acum sar de la una la alta, dar președintele FCC chiar a dat ca și exemplu pozitiv prima înțelegere între un operator și un furnizor de conținut privind partajarea veniturilor. Comcast, cred că era cu nu știu ce furnizor de conținut din Statele Unite. Deci au fost și exemple date, să spunem, pozitive. Ideea este că operatorii, practic, au subliniat nevoia de a, deci, din ce în ce mai tare, nevoia de a share-ui infrastructura, nevoia de a chiar a share-ui și spectrul. Dar nu la nivelul să se share-uiască serviciile și cu over-the-top companies, adică să operatorii mobili să ajungă să lucreze cot la cot cu Facebook și cu Google. Cred că nu s-a ajuns până acolo. Nu pare că s-a ajuns până acolo. Deci, asta a fost principala preocupare. Mie mi s-a părut că nu s-au mai plâns ca în anii trecuți. A fost din partea de pe zona guvernamentală, fie că au fost miniștri, fie că au fost
tot felul de, eu știu, asigurări de susținere a dezvoltării infrastructurii prin diverse programe și sunt foarte curios cum o să evolueze. A mai fost o subliniere foarte interesantă din partea directorului de la Ofcom, că până la urmă ar trebui lăsată piața să funcționeze cel puțin în zona inovației. Inovația nu este sarcina guvernelor, ci este sarcina pieței. Practic, guvernele, administrația, fie că este reglementare, fie că este vorba de guvern efectiv, trebuie să faciliteze și să asigure condiții egale pentru operatori. Iar nici competiția în sine nu ar trebui să mai fie un scop în sine. Competiția este benefică dacă aduce beneficii utilizatorilor. Despre asta este vorba. S-a mai vorbit și despre ce înseamnă reglementarea viitorului. Asta vreau să vă întreb acum. Mai bine zis, s-a pierdut acea inițiativă a reglementatorului unic de la Bruxelles, iar reglementatorii naționali să devină un soi de sucursale care să execute inițiativele europene, comunitare? Inițiativa respectivă era a fostului comisar european. Ea nu s-a pierdut ca spirit, nevoia de piață unică și nevoia de a gestiona, de exemplu, resursele limitate ale Europei, în speță spectru, și nou regulament are prevederi vis-a-vis de administrarea spectrului la nivel european. Nu s-a pierdut în sensul că sunt foarte multe reguli care se aplică la fel în toate țările din Uniunea Europeană. Și în contextul ăsta, deci, spiritul reglementării unice s-a păstrat. Nu s-a mai discutat concret despre o singură autoritate europeană, însă BEREC, Body of European Regulators, e un partener foarte bun al Comisiei și a dezvoltat activitatea, a avut chiar o activitate foarte laborioasă în ultimul an și practic conciliază Comisia în foarte multe probleme. Credeți că a uimit ceva din expoziția pe care ați reușit să o vedeți anul acesta și dacă sunt anumite accente pe care vreți să le punctați? După părerea mea, important de subliniat au fost preocuparea celor mai mulți producători pentru celule mici, pentru furnizarea serviciului și faptul că am văzut, echipamente care includ, de exemplu, antene multiband și multiserviciu. Și am văzut o preocupare mai largă la foarte mulți producători pentru tema asta și asta provine din nevoia pe care, deci nevoia de a furniza, o bandă cât mai largă, ceea ce înseamnă celule mai mici și cu soluții interesante. Nu am trecut să văd și la nivel de terminale, am trecut și pe la standul României, am văzut că Olviu, de exemplu, și-au lansat ieri noul terminal. La standul României am fost plăcut surprins de multitudinea de mici firme care fac aplicații și care lucrează, după cum mi-au spus ei, cu în special cu firme din străinătate. Și asta este un lucru de lăudat. S-a discutat și despre locul Europei. Am fost o masă rotundă în duminică după amiaza, sau moderată de Pilar del Castillo, deci membru a Parlamentului European, care este raportor pe regulamentul Connected Continent. Se spunea că Europa nu e caracterizată de inovație. Ce să spun? După aceea au venit contra exemplele venite de la Google sau de la alții operatori over the top americani care au spus că centrele de inovație sunt în Europa, ale lor, sunt în Europa. Știm și noi, de exemplu, ce avem în România, fie că e vorba de Oracle, fie că e vorba de altcineva. Deci aici este discutabil. Știți ce? Asta aș vrea să subliniez ca un învățământ. Sau mai multă lume a subliniat că europenii nu au educația de antreprenori, ceea ce au americanii. În Europa, inclusiv cercetarea se planifică pe o perioadă mai lungă. Deci nu este lăsată, cum să spun, la latitudine, adică nu avem aceeași bază ca în America. În America are cineva o idee, lansează o aplicație și
cele mai multe nu reușesc, dar cele care reușesc, chiar, uitați-vă, nu știu, WhatsApp sau... Chiar s-a subliniat că totuși ar trebui să educăm copiii de acum în spiritul de a porni afaceri noi și de a fi inovativi și de aici să vină motorul care să ajute la dezvoltarea Europei. De fapt, până la urmă, piață unică, asta ar însemna o simplificare a legislației și a procedurilor în Europa, care să ne ajute să redevenim ceea ce am fost. Cum toată lumea își aducea aminte că GSM a pornit din Europa și s-a extins în toată lumea. Iar alte standarde pornite din alte continente nu au reușit la același moment. Asta se dorește oricum. Este clar că, bun, au fost și tot felul de comparații, că în Europa s-au instalat 15.000 de stații de bază de 4G, pe când numai în China s-au instalat 220.000. Deci Europa nu trebuie să încerce să prindă din urmă, ci să sară o etapă. Să prindă la nivelul acestei etape, ci să sară o etapă și să ajungă din nou în fața celorlalte continente. Eu zic că există resursa. Deci cursa 5G ar putea să fie a Europei și să întreacă iarăși Statele Unite, care e lider acum pe 4G. Așa ar trebui.